Dacă după prepararea conservelor pentru iarnă tot ne-au mai rămas legume sau pur și simplu preferăm din start uscarea acestora, le putem usca fie folosind metodele clasice, fie aparatele moderne. Se pot usca atât legume cât și fructe care pot fi folosite peste iarnă după rehidratare, cu atât mai mult dacă nu avem încredere în calitatea produselor proaspete care se comercializează în sezonul rece în magazine. Prin uscare putem chiar să ne preparăm propriile amestecuri de tip vegeta, valorificând anumite părți ale legumelor rămase de la prepararea diferitelor feluri de mâncare. Cel mai ușor ați putea usca legumele și fructele folosind aparate moderne de deshidratare, care însă au costuri destul de mari. Dacă nu aveți un astfel de aparat, puteți să le uscați după metodele folosite și de bunicii noștri, respectiv fie pe grătare speciale, la soare, în mediu curat, fie la cuptor. Ultima variantă este cea mai rapidă, însă sunt și aici mici trucuri de care trebuie să țineți cont. Înainte de toate, fructele și legumele pe care avem în plan să le uscăm trebuie curățate și spălate temeinic. Un sfat care asigură gustul proaspăt și în momentul consumului după rehidratare este următorul. Înainte de a pune la uscat produsele, opăriți-le pentru o scurtă vreme și răciți-le rapid în apă rece, după care le puneți imediat la uscat după ce le-ați scurs bine de apă. Această operațiune previne gustul aspru, păios, iar în cazul fierberii, în momentul consumului, se înmoaie și mai repede. Legumele și fructele trebuie tăiate înainte de uscare, nu foarte mărunt și în funcție de consistență. Fructele cum sunt caisele, de exemplu, le puteți tăia în felii, însă fructele mici, cum sunt cele de pădure, trebuie lăsate întregi pentru a preveni microfisurile. Relatează adevărul.ro.